Salut și v-am la un video foarte special, acum câteva zile a sosit chestiuța asta la mine acasă și inițial nu știam despre ce e vorba până când am văzut acest logo de aici și mi-am dat seama imediat că e vorba despre Hitman. dar ce au făcut băieții ăștia este incredibil și trebuie să vedeți în episodul de azi. Nu uitați să apăsați butonul de like dacă vă place și chestia asta chiar e o servietă de aia de arme, adică știți că Hitman își crea sniper într-o servietă de genul ăsta sau poate chiar un pistol. Ei bine, chiar, chiar e o servietă, e o servietă adevărată. Este foarte grea, și îmi place la nebunie. Uh, țin să le mulțumesc foarte mult băieților uh, ce au făcut Hitman și de asemenea și celor de la Best Distribution. Băieți de nota 10 mulțumesc mult de tot pentru nebunia aceasta și hai să încercăm să o deschidem. Dacă ne uităm aici o să observăm faptul că această servietă este numărul 003 din 250. Asta înseamnă că au fost făcute în total 250 în toată lumea și fiecare în parte a fost customizată pentru youtuberul respectiv. Uh, o să vedeți la ce mă refer în cele ce urmează. A, merită. Credeți-mă că merită să merită așteptarea. Uh, I să vedem, o să încercăm să o deschidem. Dăm asta în jos, dăm asta în jos. Iar înăuntru, bam, arată fix ca, o, ca, un case de la de armă. E zici că aici a, și-a pus uh, Hitman pistolul și uh, merge cu acest case după el și este, e pregătit de luptă. Bun, avem în primul rând un pliant pe care o să-l folosim cu chestiuța asta de aici. E vorba despre o pereche de ochelari, uh, nu neapărat realitate virtuală, cât uh, o pereche de ochelari care îți proiectează un ecran în față și avem un mesaj de la agentul 47, special pentru noi. Um, o să vedeti, o să vedeti, o să deschidem mai întâi jocul, pentru că avem și jocul aici inclus. Ia să vedem, deci avem Hitman 2. Um, Bineînțeles, am folosit acest joc pentru a putea face streamul pe care l-am făcut acum câteva zile. Dacă vreți să vedeți jocul, aveți, o să vă lăs un link în descriere. L-am jucat cap coadă și puteți să-l vedeți uh, întreg pe canal, dar eu vă recomand să mergeți să-l și cumpărați pentru că um, jocul ăsta e făcut să-l joci prin 7 miliarde de metode. Fiecare nivel în parte merită rejucat și rejucat și rejucat pentru că ai o grămadă de challenge-uri, poți să faci o grămadă de kill speciale, diferite. Adică fiecare nivel Uh, diferă de la persoană la persoană Prin felul în care uh, îl joacă Și de asta vă și zic că Deși eu am terminat jocul uh, Am să mai fac episoade cu el, înțelegeți? Cu toate challenge-urile și toate nebuniile da? Aici îl avem pe, pe domnul agent 47 Foarte mișto Așa, ia să deschidem iar înăuntru avem, bineînțeles, discul cu jocul, o carticică ce ne va ajuta să trecem prin joc, și Gold Edition DLC, care include Expansion 1, Expansion 2 și Executive Pack. Când o să lanseze și toate nebunile astea, o să le jucăm, bineînțeles. Până atunci, să punem asta la o parte și să vă prezint chestiuța asta. Cred că cu toții sunteți curioși. Eu, unul, înainte să văd asta, n-am mai avut în viața mea așa ceva, sincer. Am o pereche de ochelari VR. Dar chestia asta e între ochelari VR și habar n pe bune, chiar nu am mai văzut. Hai să vedem. Ne scoatem asta de aici. Nu știu exact cum să le zic, știi, adică dacă e să mă iau după pliantul după ăsta de aici, pe care l-am primit una într-o asta de instrucțiuni, acești ochelari se numesc video glasses și atât. Ce mai important e ce se află pe ei și o să vă prezint că am luat cu USB-ul și am reușit să scot fișierul de acolo și o să vi-l arăt direct pe, pe acest vlog. După cum observați, pe fața aici scrie Hitman 2. Pe lateral avem ceva opțiuni de volum și meniul, poți să-l controleze pe laterală. Avem niște căști incluse, pe care ți le pui în ureche automat când îți pui ochelarii la ochi. Și nu știu dacă reușesc eu să vă arăt cumva ce se vede aici, prin, prin această lentilă. Și cam asta se vede în momentul în care îți pui ochelarii la ochi. Vezi practic un ecran în fața ochilor. Um, și acolo avem așa, movie, music, foto, ebook, settings și încă o opțiune Și dacă mergem pe movie, băieții care au făcut jocul ne-au pregătit o surpriză Înăuntru avem un mesaj chiar de la Hitman pentru canal Hai să-l ascultăm Hello Max Infinite Do not mistake this message for an offer of friendship Your name was passed to me by someone I'm inclined to trust She has been watching you and believes you have the Potential to be a silent assassin. The silent assassin is a master strategist, always staying two moves ahead. Most importantly, someone who leaves no trace and never slips up. Can you be a silent assassin? Can you perform on my level? Or will you slip up like all the others? Și s-a fost mesajul personalizat pentru canal. Nu am mai văzut ceva de genul ăsta până acum. Nicio altă firmă de jocuri nu a mai făcut așa ceva pentru mine, așa că le mulțumesc din suflet și uh, cu siguranță vom continua cu seria de Hitman 2. Uh, avem o grămadă de challenge-uri, o grămadă de nebunii. Dacă voi vreți să vedeți strict povestea cap coadă, aveți în descriere, o să vă las un link către acel livestream pe care l-am făcut deja. Uh, și da, nu uitați să apăsați butonul de like dacă v-a plăcut acest unboxing, dacă vreți să mai facem și alte unboxing-uri pe viitor. Iar noi ne auzim, bineînțeles, data viitoare. Pa, pa!